Sfântului Apostol, Sfântului Scaun Apostolic al Romei Eterne vei ajunge în ceasul hotărât de Domnul, în scaunul episcopal de Cluj-Gherla, ca urmaș al nevredniciei mele, primește acest scump lăsământ al dragostei mele. O las moștenire scumpilor frați preoți și prea iubiților fii credincioși, pe care am îmbrățișat cu dragostea sufletului meu câtă vreme am fost în mijlocul lor. Las această moștenire a dragostei mele urmașilor lor, cler și popor, să le fie mângâiere și îndemn de înălțare. Am încheiat citatul. Să rămânem așadar în dragostea lui Dumnezeu. Iar dragostea înseamnă întâlnire, ascultare, dialog, insuflă solidaritate cu fiecare persoană și dorința implicării în schimbarea în bine a societății noastre. Tocmai pentru că dragostea lui Hristos ne stăpânește, ne dorim în continuare un parteneriat stabil cu autoritățile statale, centrale și locale, cu instituțiile universitare și culturale, pentru a lucra împreună la edificarea binelui comun, care este indisolubil legat de valoarea demnității, a moralității și a demnității. Mâine este intrarea Domnului în Ierusalim. Iisus se apropie de Cetatea Sfântă, nu pe cal, așa cum intrau mai mari acestei lumi, ci pe mânzul asinei, animalul umil legat încă de la început de regii lui Israel, de când Saul, primul rege, este ales de Domnul în timp ce căuta asinele tatălui său. Ar merita să ne aducem aminte pe scurt istoria regilor în Israel, fiindcă aceștia nu existau de la început. Poporul ales nu avea rege la întoarcerea din exil, deoarece Dumnezeu era regele lor. Poporul Israel nu avea o armată organizată, pentru că Dumnezeu era apărătorul lui. Odată ce se stabilesc însă în Canaan, țara făgăduită, oamenii merg la prorocul Samuel, profitind de vârsta lui înaintată, și îi spun că vor și ei un rege, la fel ca celelalte popoare. Când i-am scos din Egipt până astăzi, părăsindu-mă și slujind la Dumnezei străini, așa se poartă și cu tine. Oamenii se cred atât de inteligenți. Sunt convinși că ei știu mai bine cum stau lucrurile, mai bine chiar decât Dumnezeu. Este aceeași istorie tristă, care se repetă și care începe încă din grădina Raiului. Rezultatul îl vedem în capitolele care vorbesc despre regii lui Israel. Aproape invariabil, fiecare capitol se încheie spunând: și acesta a făcut fapte rele, la fel ca tatăl său. Așa sunt regii, stăpânitorii, atunci când se îndepărtează de Dumnezeu. Așa se întâmplă chiar și în biserică, atunci când uităm că orice putere ne este dată pentru a sluji. Citind intrarea lui Iisus în Ierusalim în această lumină, înțelegem că Mântuitorul renoadă firul rupt în vremea lui Samuel și intră în Cetatea Sfântă, pe mânzul asinei, prezentându-se tuturor ca adevăratul rege, Fiul lui Dumnezeu. Lumea înțelege imediat și așezându-și hainele în fața lui, cântând și strigând Osana, îl primește ca atare. Ceea ce nu înțeleg însă e că domnia lui Iisus e cu totul altfel decât ei și-o imaginează. Fiul lui Dumnezeu nu vine să-i scape de robia romanilor, ci de o robie mult mai grea, aceea a păcatului. Iar pentru a împlini această lucrare, se face slujitorul tuturor, nu doar spălând picioarele apostolilor, ci luând asupra lui păcatele noastre, murind în locul nostru, pentru noi. Slujirea noastră, a mea, nu poate fi altfel decât cea a Mântuitorului. Iubiți credincioși, aș vrea să-i fac domnului primar Emil Boc și dumneavoastră tuturor o confidență. Și să vă spun că eram legat de Cluj și de stema orașului, fără să-mi dau seama cu adevărat. Acum 10 ani, când am fost consacrat episcop la Roma, de către eminența sa, cardinalul Leonardo Sandri, am fost invitat să realizez stema episcopală. I-am spus artistului că aș vrea
în centrul stemei o imagine a sufletului, sub forma unui castel, cu trei turnuri reprezentând cele trei virtuți teologale, credința, speranța și dragostea, și cu o poartă strâmtă, semn al discernământului ce păzește poarta sufletului. Deasupra, litera M mare de la Maica Sfântă, pe care am luat-o ca ocrotitoare pentru mine și pentru cei încredințați mie. Iar dedesubt un M mai mic de la Arhanghelul Mihail, care să ne ajute și să ne păzească în lupta împotriva puterilor întunericului. Dacă o să priviți iconița pe care o veți primi la sfârșitul Sfintei Liturghii, veți vedea că imaginea castelului ales de artist seamănă izbitor de mult cu cel de pe stema Clujului. Și apoi, nu pot să nu amintesc că printre mesajele de felicitare primite, unul făcea referire la numele latin al Clujului, Claudiopolis, și spunea: felicitări preasfințite Claudiu, episcop la Claudiopolis. Îmi doresc o bună colaborare cu toate cultele prezente pe teritoriul eparhiei de Cluj-Gherla. Știți disponibilitatea regretatului episcop Florentin. Știți dăruirea până la jertfă pentru neam și credința cardinalului Iuliu Hosu, fericit episcop martir. Știți că Biserica Greco-Catolică și-a făcut vocație din iubirea de Dumnezeu și de țară. Nici eu nu pot gândi altfel misiunea mea. Sunt convins că doar împreună, toți împreună, cu ajutorul Domnului, putem face ceva bun pentru viața și mântuirea semenilor noștri, pentru țară, pentru lumea în care trăim. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. A fost predica preasfinției sale Claudiu, episcopul ales și numit al eparhiei de Cluj-Gherla, care astăzi va fi înscăunat. Să zicem toți din toți. În continuare, ectenia întreită, urmată de intrarea cea mare cu darurile care vor fi consacrate. Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și te îndurăsc pe noi. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa Francis, pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop și Cardinal Lucian, pentru înalt Preasfințiții Părinți Arhiepiscop, pentru Preasfințiții Părinți Episcop și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Încă ne rugăm pentru autoritățile și oștirea țării, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții eromonahii și pentru toți cei în Hristos, frații noștri.